Numărătoarea paralelă făcută de principalele partide politice dă câștigători cu peste 50% din procente patru candidați USL pentru Parlamentul României, care au obținut un mandat de senator și 3 de deputați. E vorba de Teodor Atanasiu pentru Senat și de Dan Coriolan Simedru, Călin Potor și Ioan Dârzu pentru Camera Deputaților. Lupta rămâne deschisă în celelalte 3 colegii rămase, unde, chiar dacă cifrele parțiale îi indică victorioși pe candidații USL, cuvânt decisiv îl va avea redistribuirea. Pe colegiul Iudorna Mureș pentru Camera Deputaților, toți cei 3 principali candidați au fiecare șansa lui. E vorba de Radu Coclici, USL, Sorin Bumba, RD și Cornel Comșa de la PPDD. În colegiul Sebeș Blaj, lupta se dă între social-democratul Ovidiu Judvean și deputatul democrat-liberal Clement Negruț, avantaj după numărătoarea parțială având candidatul USL, dar cu puține șanse de a întruni mai mult de 50% și a scăpa astfel de morișcarea distribuirii. În sfârșit, pentru al doilea mandat de senator sunt implicați deputatul UNPR Nicolae Dobra și senatorul PDL Alexandru Pe. Democrat-liberalul se află în spatele contracandidatului său, dar potrivit estimărilor, este foarte probabil să beneficieze de jocul redistribuirii.